Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Îi mulțumim Lui că și în seara aceasta, prin harul Lui, prin ajutorul Lui și prin bunătatea Lui, suntem din nou la părtășie în casa Lui. Și am dorit ca Domnul să fie în continuare prezent în locul acesta, așa cum a fost prezent prin rugăciune, prin cântare, dorim ca El să fie prezent în continuare, să ne întărească, să putem să vestim cuvântul Lui, să ne aducă aminte cuvântul Lui, să ne umbie cu prezența Duhului Sfânt, și inimile noastre să fie deschise ca să primim cuvântul Lui și să plecăm în seara aceasta îmbogățiți cu cuvântul Lui și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am citit un cuvânt al Domnului din Epistola către Evrei. Am să-l recitesc foarte repede și spune așa, începând cu capitolul 5, versetul 12, într-adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva ca să vă învețe cele din tâi adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, e vorba despre lapte duhovnicesc, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, cu lapte duhovnicesc, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, spune cuvântul Domnului, să lăsăm, adică să trecem mai departe, să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Am citit acest cuvânt la începutul anului 2016 și îl mai citisem eu probabil în Sfânta Scriptură, dar nu mi-a rămas niciodată așa de întipărit și nu mi-a ieșit așa în evidență. Citind acest cuvânt, am stat și am reflectat la el. Și mi-am zis și Domnul mi l-a pus pe inimă ca să vi-l transmit și vouă, ca să vă faceți și voi, să vă provoace și pe voi Dumnezeu, într-un fel sau altul, să vă puneți anumite întrebări cu privire la viața voastră, la slujirea voastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că aici spune cuvântul Domnului, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Sigur că această epistolă se referă în primul rând la evrei. Nu la o biserică anume, ci la evrei, la grup de evrei, la biserici, dacă vreți, la națiunea lui Israel. Dar ea este valabilă și pentru noi. Este valabilă și pentru bisericile care fac parte dintre neamuri. Este cuvântul Domnului, așa cum spune Apostolul Pavel, deci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte. Scriptura este de folos și pentru noi. Cuvântul acesta este de mare folos și pentru noi astăzi. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Am stat în fața acestui cuvânt și apare ca și o frustrare. Domnul, pentru că Duhul Sfânt a pus acest cuvânt aici și Duhul Sfânt a însuflat să scrie acest cuvânt, spune voi care de mult trebuia să fiți învățători. Aveți iarăși nevoie, aveți trebuință de cineva ca să vină să vă învețe cele din tâi adevăruri a lui Dumnezeu. Când eram la școală, cu mulți ani în urmă, la noi, după ce terminai clasa 8-a, se mergea la liceu, iar la liceu se făceau 4 ani. Și dacă cineva dintre elevii care au terminat clasa 8-a alegea liceu pedagogic, în 4 ani devenea învățător. După 4 ani de liceu, era capabil să formeze la rândul lui alți, poate noi, învățători. Era un învățător. În 4 ani își însușea tot ceea ce era nevoie ca să învețe pe niște elevi, pe niște copii, care nu știau nimic la început, îi învăța să scrie, îi învăța să socotească ceva aritmetică, puțin mai târziu ceva matematică, gramatică, geografie, istorie și așa mai departe. Și în lume, oamenii după 4 ani deveneau învățători. Și noi cam toți am ieșit cam prin mâna lor. Unii au ieșit, mă rog, într-o școală profesională, alții au ieșit ingineri, alții profesori, n-are importat, toți am trecut prin mâna unor învățători. Și cuvântul Domnului spune, voi se adresează acestor frați și surori din biserică, voi de mult trebuia să fiți învățători. Și eu m-am gândit la mine, am 53 de ani, de când să mă socotesc în biserică, de mic am fost dus în biserică pentru că o stare, dar acum n-am început eu de la început, dar
de la 12, 14 ani tot pricep ce se întâmplă prin biserică și la 17 ani am încheiat botezul în apă cu Domnul și am fost botezat pe Domnul cu Duhul Sfânt. Deci dacă numai de acolo consider, sunt aproape 40 de ani, sunt vreo 38 de ani. În 38 de ani am stat și m-am gândit, Doamne, unde sunt? Am reușit să trec, să mă duc în față sau sunt poate tot la aceleași adevăruri începătoare? Poate că mulți dintre noi ne luptăm cu aceleași ispite care am avut la început. Ne luptăm cu aceleași îndoieli care am avut la început. Suntem tot la început. Se bucură Domnul de astfel de biserică? Domnul ne vrea învățător, ne vrea ucenici, ne vrea să ne formeze, nu numai să ne mântuiască sufletul. Sigur că e dorința lui Dumnezeu să ne mântuiască, să ne ducă în cer, în împărăția Lui. Slavă Domnului că a făcut-o. Dar vrea mai mult de la noi. El vrea să evangelizeze lumea prin noi. El vrea ca noi să fim niște învățători și să mărturisim în jurul nostru, când ieșim afară de pe ușa bisericii, să mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta vrea Domnul de la noi. Domnul vrea ca noi să fim oameni mari, oameni maturi, duhovnicește și să ne încredințeze lucrări și slujbe. Domnul să ne ajute să ajungem aici. La o stare de neprihănire unde Domnul să ne poată încredința slujbe, să fim de folos pentru împărăția Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar întrebarea care se pune pentru noi este unde suntem? Unde suntem? Mulți dintre noi probabil că am bătut pasul pe loc și n-am înaintat deloc. Mulți dintre noi probabil că avem aceleași îndoieri și aceleași lucruri și încă avem nelămurit. Și când Domnul spune, dar după ce v-ați însușit, că e nevoie de o anumită educație religioasă, când intri în biserica Domnului, frații și surorile, dar frații în general, îi învață, că așa spune cuvântul, învățați-i. După ce au intrat în biserică, învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Și intrând primii ani în adunarea Domnului, frații care intră și surorile care intră, sunt învățați. Dar Domnul nu vrea să rămânem aici. Domnul vrea ca noi să învățăm și apoi să trecem la mai mult, să trecem de laptele acesta duhovnicesc, să ajungem la hrană tare, să ajungem la stare de neprihănire înaintea Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ajungem aici. Am să încep să enumăr aceste adevăruri începătoare a lui Hristos sau, cum le mai numește în Sfânta Scriptură, cele din tâi adevărul a lui Dumnezeu. Și Biblia le amintește aici câteva și spune pocăința de faptele moarte, spune despre învățătura despre botezuri, spune despre învățătura despre punerea mâinilor și învățătura despre învierea morților și învățătura despre judecata veșnică. Și toate acestea, așa cum l-ați auzit, sunt în adevărurile începătoare a lui Hristos. Aceste lucruri ar trebui să le știm ca și tabla Înălțirii. Știți că nu ne trecea. Dacă nu știai tabla Înălțirii, nu treceai. Puteai să fii cine ai fi și copilul cui ai fi la școală, dacă nu știai tabla Înălțirii, n-aveai cum să treci clasa. Pentru că era ceva elementar. Ei, așa e și aici. Acestea sunt lucruri începătoare, lucruri elementare pe care copiii Domnului ar trebui să le știe. Și odată știute să treacă mai departe. Să nu rămână tot la acestea. Acestea însușite, trăite și apoi să mergem la lucruri mai desăvârșite, la neprihănire, la starea aceea de neprihănire. Haideți să începem cu învățătura despre pocăință de fapte moarte și credința în Dumnezeu. Dacă deschidem Sfânta Scriptură în Fapte, capitolul 3, cu versetul 19. Cuvântul Domnului spune așa. De fapt, cine vorbea, vorbea Apostolul Petru. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Pocăință de faptele moarte. Apostolul Petru îndemna pe ascultătorilor să se pocăiască de faptele moarte. Dacă vă amintiți în Fapte 17, când Apostolul Pavel predică în Atena, el le spune același lucru. Și Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni de ce să facă? Să se pocăiască.
Aceasta este exigența lui Dumnezeu, aceasta este porunca lui Dumnezeu, toți oamenii să se pocăiască. Să se pocăiască de ce? De faptele lor moarte. De păcatele lor, de fără de legile lor, de tot ce au făcut ei. Sigur, nu se poate intra în biserica Domnului decât prin pocăință. Ascultând cuvântul Domnului și când cuvântul Domnului și Duhul Sfânt te-a convins că ești păcătos și că plata păcatului e moartea și că tu ești condamnat la moarte veșnică, îți pare rău de tot ce ai făcut, îi ceri iertare Domnului, Domnul te iartă, te căiești, Domnul te iartă și face din tine un copil nou, un nou născut, te face un fiu de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Aceasta e pocăință. Este cu regret, cu pocăință, întorci spatele lumii și vrei să trăiești pentru Dumnezeu în neprihănire. Pocăință de faptele moarte. Spune și credință în Dumnezeu. Sigur, este un singur Dumnezeu, un Dumnezeu care ne-a creat, căruia ne închinăm. Spune în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în El, ce să facă? Să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie în numele Domnului. Aceasta mi se cere, la început. Învățătură despre pocăință față de faptele moarte. Faptele moarte să le lăsăm. Să trăim pentru Domnul. Cei ce trăiesc în păcat sunt sub condamnare veșnică. Cei ce au păcate trebuie să ne mărturisească și să-i ceară Domnul iertare. Pentru că dacă nu sunt iertați, vor merge în pedeapsă veșnică. Apoi un alt cuvânt de învățătură despre botez. Poate vă mirați că aici spune în cuvântul acesta, în epistola către evrei, învățătură despre botezul. Pentru că noi suntem obișnuiți, în general, cu două botezuri. Sau hai să zicem cu trei. Am să încep cu primele, ca să le parcurgem pe toate. Sigur că eu nu o să termin în seara aceasta, pentru că m-am zis cu fratele Iosif să vorbim pe din două, dumnealui să vorbească a doua parte, dar se poate continua și altă dată ceea ce eu am propus ca să vorbesc în seara aceasta. Botezul pocăinței este unul din botezul despre care vorbește Biblia. Îl găsim scris în Matei, capitolul 3, versetul 11. Și iată ce spune cuvântul Domnului aici. Cât despre mine, lucrul acesta spunea Ioan Botezător, cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrenic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci botezul pocăinței este botezul pe care l-a administrat, pe care l-a făcut Ioan Botezătorul. A nu se confunda cu botezul pe care îl facem noi astăzi, sau cu botezul pe care l-au făcut în timpul ucenicilor, care s-au făcut în biserica primară și care se face până în ziua de astăzi, botezul nou. Acest botez pe care l-a administrat Ioan, înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos, se numea botezul pocăinței. Apoi, un alt botez despre care vorbește Biblia este botezul în apă. Avem mai multe exemple. Cuvântul Domnului, de exemplu, spune în Marcu 16, și aș vrea să citesc acest cuvânt, Marcu 16, de la 15 în continuare, un cuvânt pe care noi îl știm, dar e bine să ne reamintim. Spune așa, apoi le-a zis, Domnul Iisus Hristos le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Ce trebuia să facă? Să se boteze în numele Domnului. Cine? Cine crede? Apoi avem atâtea exemple în Sfintele Scripturi despre botezul în apă. Apostolul Petru la fel vorbește despre botezul în apă și este foarte frumos acest cuvânt. Am putea să-l citim. Pentru că este un cuvânt foarte, foarte important cu privire la botez. De la versetul 21 din 1 Ioan, Petru, din 1 Petru, capitolul 3, de la 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinecțiunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Foarte clar îl definește Apostolul Petru botezul.
nu este o curățire. În timpul botezului nu se întâmplă nici o curățire. Este vorba despre mărturia, despre confirmarea unei cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Tot ceea ce intră în apa botezului, de fapt, confirmă și mărturisesc că au cuget curat, că sunt născut din nou și este un simbol prin care ei sunt înmormântați în această apă, în lumea lor veche. Moare împreună cu ei intrând în apă și se ridică și înviază pentru Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un alt botez este botezul cu Duhul Sfânt. Este sărbătoarea noastră, probabil, extrem de importantă, Rosariul, Cincizecimea. Când citim în Fapte 2, cum Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a lăsat să coboare Duhul Sfânt peste biserica Lui. Apoi, atâtea experiențe pe care nu o să le citesc acum, Fapte 8, Fapte 10, vă amintiți când în Samaria s-a predicat cuvântul Domnului și a fost proroit Filip, a proroit acolo și spune cuvântul Domnului, când a auzit apostolii, când Samaria s-a primit cuvântul, spune că au trimis acolo, a venit Petru, Ioan și s-au rugat pentru ei, s-au rugat împreună cu ei și Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Prin punerea mâinilor și-au pus mâna peste ei, s-au rugat și Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt. Lucrul acesta s-a întâmplat de mai multe ori în Fapte, îl găsim de mai multe ori în Fapte, botezul cu Duhul Sfânt. Este un alt botez despre care vorbește Biblia. Apoi un alt botez despre care vorbește Biblia este botezul cu foc. Mai puțin vorbim în bisericile noastre sau în cuvântările noastre despre acest botez, botez cu foc. Multă vreme am crezut că botezul cu foc înseamnă încercări prin care Domnul ne trece în timpul primejdiei noastre pe acest pământ. Însă am ajuns, ascultând și alt frați, am ajuns la o altă înțelegere a acestui cuvânt și aș vrea să vă citesc Ieremia, capitolul 20. Să vedeți ce scrie cuvântul Domnului aici. Începând cu versetul 7. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat șocoră toată ziua. Dacă zic, spunea profetul, dacă zic, nu voi mai pomeni de El, adică de Domnul, și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-L opresc. Dar nu pot. Și eu cred că aceasta este ceea ce Domnul Iisus Hristos botează cu foc în inimile credincioșilor. Nu mai poți să taci. Nu mai poți să nu propovăduiești. Nu poți să spui și altora. Indiferent ce ți s-ar întâmpla, indiferent ce probleme ai avea, dar nu mai poți. Când pune Dumnezeu, când pune Domnul Iisus Hristos un foc în inima ta, tu n-ai să mai poți să taci. Și mă rog Domnului ca Domnul să pună acest foc în inimile astea tuturor. Să putem să nu tăcem. Să nu putem tăcea și să mărturisim pe Domnul nostru și să mărturisim cuvântul Lui în fiecare zi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt botez despre care vorbește cuvântul Domnului este un botez al martirajului. Și pentru aceasta am să vă citesc Matei, capitolul 20 cu 22. Cunoașteți acest pasaj pentru că s-a mai spus de multe ori. Atunci mama fiului Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și iată ce au răspuns acești ucenici. Putem, i-au zis ei. Și el, adică Domnul Iisus Hristos, le-a răspuns. Este adevărat că veți bea paharul meu
și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat și eu. Dar aș vedea la dreapta și la stânga mea, nu atârnă de mine, să o dau ce este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Domnul Iisus Hristos a recunoscut și a spus, da, veți putea și veți bea. Veți bea paharul și veți fi botezat cu același botez cu care am fost botezat, cu care voi fi botezat eu. Despre ce botez era vorba? Era vorba despre botezul acesta, despre suferințele și despre moartea prin martiraj prin care trebuia să treacă Domnul și prin care au trecut și atâția ucenici de atunci. Este un botez al martirajului. Biblia mai vorbește încă despre un botez. Este un botez în trupul Domnului Iisus Hristos. Pentru aceasta am să vă rog să citim împreună 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Spune așa, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, adică de Duhul Sfânt, ca să alcătuim un singur trup, adică trupul Domnului Iisus Hristos, sau biserica, sau clădirea lui Dumnezeu, sau mireasa Domnului Iisus Hristos. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slob. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Deci noi toți am fost botezați de un singur Duh, de Duhul Sfânt, ca să alcătuim un singur trup, ca să alcătuim trupul Domnului Iisus Hristos. Este botezul în trupul Domnului Iisus Hristos. Acest botez se realizează atunci când cineva se întoarce la Domnul. Duhul Sfânt îl botează, adică îl introduce în adunarea Domnului. El este cel ce face lucrul acesta. Îl botează, îl introduce în adunarea Domnului, ca să alcătuiască trupul lui Hristos. Dar Biblia spune, tot Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, spune că există o singură credință, un singur Domn și un singur botez. Se refere tocmai la acesta. Toți suntem botezați de Duhul Sfânt, avem ca Domn pe Domnul Iisus Hristos și avem credința adevărată care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Slăviți să fie numele Domnului. Cine botează cu Duhul Sfânt? Biserica Pentecostală? Biserica Pentecostală? Nu. Acolo spune că El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cine batjocorește lucrarea Duhului Sfânt, trebuie să știe că nu batjocorește Biserica Pentecostală. Și nici Biserica Baptistă, dacă sunt frați botezați sau alte biserică. Ci îl batjocorește pe Iisus Hristos, Cel care botează. El este Cel care botează. Slăviți să fie numele Lui. Aș vrea să mă apropii de încheiere, am să mai fac un singur punct despre care am să mai vorbesc și apoi am să las loc fratelui Iosif. Învățătura despre punerea mâinilor. Poate n-am să mai citesc toate exemplele, dar am să vă aduc aminte din Biblie unde este vorba despre învățătura despre punerea mâinilor. Dacă vă amintiți, la început, în Genesa, la un moment dat, Iosif își aduce copiii înaintea lui tatălui său și vrea să-i binecuvânteze. Manase și Efraim. Și îi aduce înainte și el îi pune într-o anumită ordine acolo. Dar Iacov sau Israel își pune mâinile așa. Și rostește binecuvântarea și spune Domnul că la Iosif nu i-a căzut bine. Și spune, tată, nu așa, pentru că ăsta e cel mai mare. Și ăsta ar trebui să primească binecuvântarea care a rostit-o pentru și el spune, Domnul, așa este. Așa trebuie să fie. Știu, fiule spune, dar așa trebuie să fie. Ce s-a întâmplat acolo? S-a întâmplat că punându-și mâinile peste ei, a dat această binecuvântare din partea lui Dumnezeu peste acești doi copii. În felul în care el a dat-o. Ce se întâmplă când cineva își pune mâinile peste cineva? Transmite din binecuvântarea pe care o are de la Dumnezeu, o transmite în continuare. Acesta este simbolul și acesta este, se întâmplă în momentul când își pune mâinile. Deci se spune despre Domnul Iisus Hristos că i s-au adus niște copilași. Sigur că ucenicii i-au certat pe celălalt, dar Domnul Iisus Hristos a spus, nu-i certați, lăsați copilașii, că chiar s-a mâniat și a spus, lăsați copilașii să vină la mine. I-a luat în brațe și după aia spune cuvântul Domnului că și-a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat. De ce? Și-a transmis prin punerea mâinilor, și-a transmis binecuvântarea peste ei. Slăviți să fie numele Domnului. Aceasta este cu privire la binecuvântarea de copii. Dar mi se spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, era în Nazaret. Și acolo a predicat, a vorbit și s-a izbit de o necredință a locuitorilor de acolo.
Și spune că Luca n-a putut să facă nicio minune. Doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și acești bolnavi s-au vindecat. Înțelegem din cuvântul Domnului că punerea mâinilor se practică și atunci când este rugăciune pentru bolnav. Se pot ruga, își pun mâinile peste ei și Dumnezeu care este în cer poate să vindece. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi înțelegem din Sfânta Scriptură că și în alte momente se pun mâinile, de exemplu, atunci când este pus în slujbă un slujitor al Domnului. Și dacă pentru aceasta am să vă citesc un cuvânt al Domnului, care este scris în 1 Timotei, capitolul 4 cu 14. Și spune așa, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. Deci ce se întâmplă în momentul când presbiterii, când slujitorii lui Dumnezeu, care sunt în slujbă, se roagă și își pun mâinile peste cineva, ca să-l pună în slujbă, Dumnezeu este cel ce transmite autoritate prin ei. Dumnezeu dă autoritatea, dar o transmite prin slujitorii lui pentru viitorii slujitori. Așa ne spune cuvântul Domnului. Așa s-a întâmplat cu Timotei. Ceata presbiterilor s-a adunat și au pus mâinile peste ei, s-a rugat și Dumnezeu a transmis această autoritate pentru Timotei. Mai găsim în Sfintele Scripturi când biserica se roagă și pune pe Pavel de o parte și îl trimite într-o lucrare și pun mâinile peste ei, se roagă și îl trimite în această lucrare. Din nou, le dă această autoritate. Dumnezeu dă această autoritate prin punerea mâinilor. O să mai fie și alte puncte despre judecată, despre învierea morților și despre cuvântul de neprihănire. Dar am să-l spun altă dată, dacă Domnul va voi, și hai să las fratelui Iosif un loc pentru ceea ce Dumnezeu a pregătit și Domnul să-l întărească pentru această lucrare. Amin. Amin.